Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Astăzi au fost raportate aproape 12.500 de cazuri noi de coronavirus în țară, iar câteva sute dintre ele sunt în Timiș. De asemenea, numărul deceselor zilnice se menține ridicat, peste 400 astăzi. În spitale, situația este în continuare gravă, iar medicii de-abia fac față numărului mare de pacienți. Aceștia fac din nou apel la populație să se vaccineze. Rata de infectare cu SARS-CoV-2 se menține sub 10 în Timiș și este vineri de 9,97 la 1000 de locuitori. În ultima zi, autoritățile sanitare au procesat 3352 de teste pentru depistarea coronavirusului și 422 de rezultate au fost pozitive. Cea mai gravă situație din județ este la Brestovăț, unde 22 de persoane din 1000 sunt bolnave de COVID. În Timișoara au apărut 227 de cazuri noi și incidența este acum 12,27 la 1000. În spitalele suport COVID din Timiș sunt internați 525 de pacienți și alți 65 sunt în secțiile de terapie intensivă. Din păcate, 8 bolnavi au murit în ultima zi. Numărul timișenilor care se imunizează zilnic a scăzut puțin. În ultima zi, 3887 au trecut pe la centrele din județ. Potrivit DSP Timiș, vaccinate complet împotriva coronavirusului sunt 265.239 de persoane, din cele peste 619.000 eligibile. În țară au fost raportate 12.474 de cazuri noi de coronavirus, după procesarea 66.679 de teste. În ultima zi au murit 481 de români din cauza complicațiilor provocate de COVID. Un tânăr timișorean a pus bazele unei afaceri care îmbină utilul cu plăcutul. Acesta produce oglinzi antichizate, unicat în țară, adică redă aspectul vechi oglinzilor noi și le împodobește la cerere. De curând a început o colaborare și cu un artist plastic care pictează oglinzile, rezultând astfel adevărate opere de artă. Folosită încă din cele mai străvechi timpuri, oglinda este unul dintre cele mai importante obiecte decorative dintr-o locuință. Se caută cele vintage. Un producător din Timișoara știe cum să redea oglinzilor noi aspectul învechit. Meseria a furat-o de la singurul om care mai face oglinzi manual. Am vrut să văd ce e nevoie pe piață, în Timișoara. Și am observat că la foarte mare căutare sunt oglinzile. Ulterior am întâlnit pe cineva la București, un artist cu care am început o colaborare. El fiind singurul din țară care încă mai produce manual oglinzile antichizate. Totul s-a pierdut, din păcate, la noi acum totul e automatizat. Timișoreanul spune că în ultima perioadă numărul clienților a crescut, mai ales că se caută obiecte de decor care să fie în ton cu ambientul din locuință. Cam toată lumea a început să-și construiască case și le amenajeze singuri. Și automat nu trebuie să-și le facă pe comandă personalizate. Și automat clienții doresc și o oglindă antichizată sau o oglindă cu LED sau diverse forme. De curând, antreprenorul a început colaborarea cu Olivia Țurcanu, o artistă din Timișoara care, prin picturile ei, adaugă o notă vintage obiectelor de decor. Formele abstracte sau cu influențe din natură sunt cele mai des întâlnite pe oglinzi. Colaborarea mea cu Florin a început acum câteva luni. L-am întâlnit printr-un prieten comun de-al nostru și mi-a plăcut foarte mult ideea lui. Plus că, mereu sunt deschisă la colaborări sau idei, nu știu, sunt creativă, cumva nu pot să mă limitez la un singur fel de artă. În funcție de dimensiuni, prețul pentru o oglindă antichizată poate ajunge la 1000 de lei. În viitor, cei doi timișoreni vor lansa o colecție de oglinzi cărora li se vor pune rame de tablou în stil baroc. Toamna este o sursă de inspirație și pentru decorațiunile interioare. În acest sezon, frunzele uscate, castanele sau dovlecii sunt elementele surpriză care se regăsesc în aranjamentele florare ce înfrumusețează o încăpere. Designerii de profil ne oferă câteva ponturi pentru un decor toamnatic simplu de realizat, căruia să nu îi lipsească bunul gust. Sezonul autumnal aduce un strop de natură nu doar pe terasă, în balcon sau în curte, ci și în locuințe sau birouri. Astfel, aranjamentele florale specifice toamnei vor avea un aspect bogat în texturi, culori și volume. Bianca este designer floral și propune o abordare inedită a decorațiunilor din acest sezon. Pentru acest aranjament m-am gândit ca să facem o folosință de materiale vegetale care se găsesc și în floristică, deci se comandă sau se găsesc la unii oameni chiar în grădină, cum avem aspidistra, și am ales să folosim hortensia. Castanele o să le putem folosi,
bradul, care este foarte frumos, anumite soiuri de tuia. Sunt unii oameni care au și eucaliptul în grădină, care se usucă genial de frumos. Îl putem folosi în aranjamente. Pe cei care vor să își realizeze singuri aranjamentele florale, dar sunt copleșiți de diversitatea elementelor vegetale, Bianca îi sfătuiește să folosească un număr limitat de plante. Să ne restricționăm la un 3 soiuri, 4 soiuri, maxim de folosință. La structuri, la fel. Haideți să ne restricționăm tot așa la un 3-4 diferite. În floristică, 2-3 cam se folosește deseori și se lucră în proporție. Aranjamentele florale de toamnă pot fi soluția prin care putem înveseli atmosfera unui spațiu întunecat și neprietenos, mai ales când vremea de afară devine rece și mohorâtă. Știrile se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Teleuniversitatea pentru că urmează sport și datele despre vreme. Nu uitați că de luni până vineri de la ora 18 ne vedeți live pe Facebook și pe YouTube. Un final de săptămână excelent! La revedere! În optimile cupei României, Politehnica Timișoara a reușit o victorie extraordinară, 2-0 cu Rapid, echipă de prim eșalon. Golurile au fost marcate de Gerbi în minutul 21 și Octavian Ursu în minutul 70, ultimul venit în vară chiar de la Giuleșteni. La ambele goluri, pasa decisivă a venit de la internaționalul de junior Doru Andrei. Astfel, Poli s-a calificat în sferturile competiției în premieră din 2012, când rucheria a venit alături de club. O victorie venită la timp, pentru că aveam mare nevoie de această victorie. Nu numai pentru calificarea în sferturi, însă aveam nevoie pentru că jocurile anterioare n-au fost tocmai reușite și eram îngrijorați. Însă jocul de astăzi demonstrează că se poate. Cu multă muncă, cu multă trudă, cu organizare bună, putem să facem lucruri mai bune decât am reușit până acum. Doar așa puteam câștiga, prin dăruire, prin atitudine care ne-a lipsit în campionat și i-am prins pe contraatac. Ei au avut mingea, au pasat mai bine, au avut multe faze fixe. Eu zic că a fost un rezultat bun pentru noi, un rezultat meritat, chiar dacă ei au pasat și nu au avut așa ocazii foarte mari. Astăzi am încercat să dăm șansă și jucătorilor care nu prea au jucat, jucătorilor tineri, tocmai ideea în care să vedem unde ne situăm cu ei. Asta e, cum am spus și mai devreme, încercăm să mergem înainte. Duminică Poli va juca în etapa a 12-a Ligii a doua. Va fi un meci în deplasare cu Unirea Dej de la ora 13. În clasament, Poli este pe locul 15, primul deasupra liniei retrogradării cu 10 puncte, în timp ce echipa din județul Cluj este pe o poziție mai sus cu 2 puncte mai mult. Noaptea de vineri va fi caldă față de ultima perioadă la Timișoara. Se vor înregistra 4-5 grade Celsius și cerul va fi senin. Prima zi de weekend va fi frumoasă, cu mult soare și o maximă de 16 grade Celsius. Și mai caldă va fi noaptea la Lugoj. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 7 grade Celsius și nu vor fi nori pe cer. Sâmbătă va fi senin și se încălzește. Mercurul din termometre va urca până la 18 grade Celsius, iar vântul va sufla de la slab la moderat. Între 6 și 7 grade Celsius se vor situa minimele la Buziaș. Cerul va fi senin și vântul abia își va face simțită prezența. Prima zi de weekend va fi caldă, cu mult soare și cu maxime de 16-17 grade Celsius. Noaptea va fi și mai caldă la Jimbolia. Termometrele vor indica 10 grade Celsius. Nu va fi nici urmă de nori pe cer, iar vântul va fi moderat. Sâmbătă va fi senin și destul de cald, cu o maximă de 17 grade Celsius. Între 6 și 8 grade Celsius se vor situa temperaturile nopții la Sân Nicolae Mare. Cerul va fi senin. Sâmbătă dimineața va fi rece, dar apoi se încălzește. Mercurul din termometre va urca până la 16-17 grade Celsius. Vântul va fi moderat.
Ce ai face ca să-ți știi mereu copilul în siguranță? Copiii sunt și ei expuși la infectare și pot transmite COVID-19. Alege să-i vaccinezi pe ai tăi pentru a se putea bucura în siguranță de copilărie. O campanie a Guvernului României și UNICEF. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Îți place să citești? Ești pasionat de gastronomie? Vrei să fii mereu un pas cu moda? Teleuniversitatea te ține în trend. Urmărește rubricile Politehnica 360 de grade în fiecare vineri seara. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu. Toamna își pune amprenta nu doar în parcuri, ci este o sursă de inspirație și pentru decorațiunile interioare. În acest sezon, frunzele uscate, castanele sau dovleceii sunt elementele surpriză care se regăsesc în aranjamentele florale ce înfrumusețează o încăpere. Designerii florali ne oferă câteva ponturi pentru un decor tomnatic simplu de realizat, căruia să nu îi lipsească bunul gust. Bianca este florist și propune o abordare inedită a decorațiunilor din acest sezon. Pentru acest aranjament m-am gândit ca să facem o folosință de materiale vegetale care se găsesc și în floristică, deci se comandă sau se găsesc la unii oameni chiar în grădină, cum avem aspidistra, și am ales să folosim hortensia. Castanele o să le putem folosi, bradul care este foarte frumos, anumite soiuri de tuia, sunt unii oameni care au și eucaliptul în grădină, care se usucă genial de frumos, îl putem folosi în aranjamente. Pe cei care vor să își realizeze singure aranjamentele florale, dar sunt copleșiți de diversitatea elementelor vegetale, Bianca îi sfătuiește să folosească un număr limitat de plante. Să ne restricționăm la un 3 soiuri, 4 soiuri, maxim de folosință. La structuri, la fel. Haideți să ne restricționăm tot așa la un 3-4 diferite. În floristică, 2-3 cam se folosește deseori și se lucră în proporție.
Ca să fiți în tom cu sezonul autumnal, nu e nevoie să faceți mari investiții sau schimbări. Câteva suporturi de lumânări colorate, globuri din plante uscate sau ghirlande vor face ca decorațiunile să arate exact ca în reviste. Echilibru și proporție. Inclusiv acele pietricele, inclusiv sclipiriciu, că ne apropiem acum și de următorul sezon. Mulți sclipirici, mult auriu, mult... Dacă este dozat și este bine echilibrat, folosit într-un aranjament, dă eleganță. Eleganță este în bază calitatea, echilibru și proporția. Aranjamentele florale de toamnă pot fi soluția prin care putem înveseli atmosfera unui spațiu întunecat și neprietenos, mai ales când vremea de afară devine rece și mohorâtă. Bine v-am regăsit! Ediția de astăzi o dedicăm lui Horia Crișovan, unul dintre cei mai buni chitariști din România. Mulțumesc mult, Horia, că ești aici! Și eu îți mulțumesc, Raul! Am văzut câteva din astea de ale tale, am văzut asta cu Mircea Ardeleanu și mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur mult! Așa că tot îmi place și environment-ul, și filmarea, și lumina. Uite, învăț lucruri noi! Și mie îmi place că ești aici, în sfârșit, după multe încercări ale noastre de a ne sincroniza. Da, da, nou synchronized. Bine v-am găsit, dragii mei. Cum a început treaba cu muzica la tine? A început dintr-un picior rupt, la 8 ani, și după care o mare nebunie, am intrat într-un grup folk. Mi-a plăcut foarte mult să cânt piesa Lancea lui Horea Sus. La 11 ani deja cântam piesa asta, era foarte distractiv pentru că toată Lancea lui Horea și tot grupul Sus. Da, și de acolo a început marea nebunie, a început Cardinalul, a fost Catalinici, profesorul meu, primul profesor de gitară, apoi Bujor Hariga, apoi Ilie Stepan și uite că am ajuns ca nebunul în Cardinal în 91, apoi în Neurotica în 93-98 și cam așa a început muzica, m-a luat de la spate, fără din toate părțile m-a luat, m-a îmbrățișat și m-a aruncat în valurile mării și de pe cel mai înalt munte din Europa sau din România sau din lumea asta, nu știu de unde m-a luat muzica și nu m-a mai lăsat. După care, blazaj, vreo 15 ani, din câte știu eu. 15 sau 17 ani, am rămas și ca și colaborator împreună cu Gabi Alma și când nu putea Gabi, mai mergeam și eu. Dar sunt 15 ani, sunt foarte bucuros că am reușit să las niște piese după mine în colaborare cu Tavi Horvat, cu Vita. Care a fost și el într-o ediție. Ah, da. Vezi, la noi se leagă, a fost Mircea, a fost Tavi Horvat. Da, Tavi Horvat, am compus cu el Ograda, Rindeaua, Soldații de Funk, tot felul de piese, nici nu mai știu. Asta a fost cu Blazajul. Apoi a fost Stepan Projectul, apoi cooptarea mea în promuzica neașteptată, pentru că eu eram de fapt super fan promuzica și vroiam ca această promuzică să o văd pe scenă, nu să fiu cu ei pe scenă neapărat. E frumos ca un act artistic pe care îl iubești și îl respecti. Pur și simplu să-l vezi acolo pe scenă și să nu-ți bați tu capul să știi piesele sau să greșești, cel mai îngrozitor când cânți cu unii din idolii tăi cu care ai crescut, să știi sper că știu tema aia, să nu cumva să greșesc și e groaznic. Eu vreau să-i văd așa, Ilie, Bujor, Lică, Dolga, fie iertat, toți care au fost în promuzica și sunt și acum și... Că ai zis de promuzica, vreau să ne oprim un pic aici, că așa. Relația ta cu Ilie Stepan... Absolut, de 30 de ani acum. Există, exact. Da, zi-mi un pic cum te-a cooptat, cum ai ajuns... Am ajuns cu un casetofon la el, cu niște piese de ale mele trase la Sorin Bârcă,
minus one, minus chitară. Și am spus, dragă Ilie, eu știu să cânt la chitară și vreau să mă ascult dacă crezi că e bine. Și am pus casetofonul, aveam un casetofon așa, destul de mare, stereo cum erau atunci, din alea gangsta. Vorbim de anii? 94 am fost la el prima dată. Am reacția asta că eu aveam un an atunci, deci... Da. Și am dat drumul la casetofon și la caseta trasă la Sorin Bârcă, încă îi mulțumesc, e un dulce și a fost tot timpul un dulce cu mine. Și i-am cântat Minus One, am cântat eu piesele și Ilie a zis, tu trebuie să fii pe discul, acum pregătesc un disc, sunt foarte bucuros că te-am cunoscut, gata, vei fi pe discul Sensul Vieții. Și am spus, ok, trebuie să mă pregătesc, să studiez, da, astea sunt temele, ascultă-le și așa. Asta a fost începutul meu cu Ilie. Apoi a continuat cu o chestie grozavă, cu proiectul meu duo, Ilie Stepan Horea Crișovan. Nu ne-am dat un nume, pur și simplu numele au fost probabil importante pentru ascultători și am început să cântăm duete de chitară acustică. Acest lucru frumos și acest respect adus instrumentului cu Ilie. Știu că la un moment dat ai cochetat cumva cu zona asta de jazz, dar totuși drumul către rock a mers și către chitară. Cum de alegerea asta? De ce chitara? De ce? Habar n-am. Cred că mi-a fost foarte simplu. Mi-a fost pus în brațe de mama când am avut piciorul rupt la 8 ani. Apoi, cochetarea mea cu jazz, uite bine că ai întrebat. Am cochetat și încă cochetez și aș vrea să știu jazz. Nu știu să cânt jazz, dar niciodată nu este prea târziu. Am spus, am 48 de ani, s-ar putea să nu mai apuc să învăț așa la nivelul pe care îl doresc. Intrarea mea în jazz a fost facilitată de Liviu Butoi, extraordinar profesor de jazz, impresionat, apoi de Tony Kuhn, a trebuit să-l înlocuiesc pe Dan Ionescu în Dan Ionescu Electric Version și am cântat în paralel cu Dan Ionescu Electric Version și cu Neurotica atunci și a fost senzațional, deci a fost o mare școală de muzică pentru mine. Dar rock-ul m-a ucis, m-a răpus și din rock mă trag și în rock mă voi duce probabil. Asta este o certitudine pentru mine. Nu prea am ce să spun în jazz sau în alte stiluri. De ce? Ce are rock-ul? Nu știu. Ce-ți oferă ție? Și nu rock-ul. Rock-ul s-a dezvoltat. Rock-ul are foarte multe ramuri. Rock-ul are și inclusiv fusion-ul. L-aș introduce în rock. Fusion music, știi? Asta așa în combinare cu jazz-ul și cam tot rock. De fapt sunt chitariștii de rock care au vrut să mai învețe un pic de muzică, un pic de armonie, un pic de solo, un pic de orientare în spațiu, în spațiu de partitură, au trecut pe fusion și de-aia îl numesc rock. Nu sunt muzicieni de jazz în fusion, sunt foarte puțin din punctul meu de vedere, sunt mai mult din rock. De-aia are forța asta fusion-ul, jazz fusion-ul, că sunt muzicieni de rock care au învățat între timp muzică. Am făcut așa o trecere în revistă a istoricului tău, ca zic așa, de atâtea trupe. Hai să venim la contemporaneitate. Da. Cu cine colaborezi acum? În momentul de față sunt cu Maria Hojda. S-a mutat din București, după 10 ani de București și side musician la Loredana Groza, a venit, a aflat că nu mai cântăm cu Feli, cânt cu Florin Cvașa Tobe, cu Mircea Ardeleanu Junior Bass, cu Marcel Poatisuami Keyboards, cu Luci Nag în Van der Cris și fostul meu coleg din Blazaj la sax, cu Dănuț Blaga în Van der Cris, deci deocamdată am două proiecte. TM Groove, proiectul din care trăiesc și îmi plătesc chiriela, nu chiria, că n-am chirie, plătesc întreținerea și îmi cumpăr ghitări. Și Van der Cris, o fel de anagramă a numelui meu Crișovan Van der Cris, baronul Münchhausen în combinație cu olandezul zburător, are și o chestie drăguță, știi, de fapt zăpăcită și așa cum cred că sunt piesele din Van der Cris, cineva parcă m-a scos de sub apă și am respirat și eu muzică în sfârșit.
că ai zis de Van der Kriss, ăsta e un proiect recent, nu? Când ai început? Este un proiect recent, are 2 ani, sunt 2 ani de gărâna jazz cu Van der Kriss-ul. A ieșit discul care se cheamă Amazing Trace. Sunt 13 piese, așa cum au fost 13 piese și pe primul meu album acustic, My Real Trip, unde am primit un foarte mare ajutor de la prieteni și de la sponsor și de data asta cu Van der Kriss-ul nu a fost chiar atât de mare, dar a fost super semnificativ pentru mine, altfel nu puteam să-l scot. Mi-am făcut un studio în BV2, sus, pe locul fostului Radio Vest, deci nu Vest City, ci Radio Vest, acel vechi Radio Vest cu Stepan, cu Burdușa, cu George Scânteie și cu Marianu Dangiu. Exact pe locul ăla, nu știu, probabil că e o moștenire fără să vreau luată. Și sunt într-o colaborare cu Universitatea Politehnică. Uite câte colaborări. Și dacă tot vorbim de colaborări, aș aminti și de Direcția 5. Așa, da, uite. Ce face omul pe pandemie? Își cumpără mașini, își cumpără ghitări sau face muzică. Eu am ales să-mi cumpăr încă o chitară și să fac muzică la apelul lui Marian Ionescu din Direcția 5. Am tras cu chitara ultimul album pentru ei, împreună cu colegul meu, prieten Nicolae Damalan, de la gitară. Ghitările acustice îmi aparțin, solourile în 90% și ghitările de atmosferă de pe noul Direcția 5, care nici nu știu dacă e released sau, nu știu, tot timpul mă sună Marian și nu prin oraș când vin aici să cânte sau nu știu. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă cu albumul. Sper să aflu cât mai curând. Vreau să vorbim un pic și de muzică de teatru. Acolo am avut noi primul contact, dacă ți-amintești, da, am lucrat împreună la spectacolul lui Ion Ardeal, Ieremia. Da. Cum e cu muzica asta de teatru? Cu muzica de teatru, pot să spun că am compus doar câteva teme în muzica de teatru. Am fost sound designer în principal. Muzica nu mă aparține, nu este ieșită din gitara mea, ca să spun așa, decât în proporție de 7%, 10%, dar îmi doresc foarte mult să fac muzică de teatru, să fac muzică de film. Acum am și posibilitatea de a trage la mine în studio cu oameni, cu trupă, de exemplu, foarte mult din formularistica TV pe care am trimis-o către Teleuniversitate e făcută cu trupă, nu e făcută din computer. Deci am chemat oameni, am zis, am o idee, hai să facem, hai să ne adunăm, hai să facem muzică și ca oamenii de la Teleuniversitatea să se bucure de niște cortine sonore pentru publicitate, de o muzică de știri. Aia e făcută tot cu oameni, adică nu este făcută la mine acasă, din buton, din computer. Și așa este și discul Van der Kriss, dacă tot revenim la el, este făcut cu oameni, nu există niciun computer programat, computerul a fost recorder, adică am dat rec pe un computer, nu am dat rec pe un magnetofon. Asta este singura contribuție a lui Bill Gates sau a cui o fi, nu știu. Nu, de fapt, nu e a lui Bill Gates, este a celui cu Macintosh-ul, că a fost tras pe un Mac. Vreau să te întreb, sunt curios, după așa un succes, cum te-ai rămas în Timișoara? Adică n-a fost tentant să pleci, să poate București, poate altă țară, totuși ai rămas aici. Singura țară în care m-aș duce ar fi Italia, nordul Italiei. Acolo sunt muzicienii cu care mă înțeleg cel mai bine, acolo sunt oamenii dragi mie cu care mă întâlnesc, uite, doar COVID-ul m-a oprit, să mă întâlnesc în fiecare vară și să schimbăm muzică și păreri despre viață și despre matricea culturală comună, asupra căreia revin asupra matricei culturale și revin asupra întrebării tale cu un răspuns. Am ținut de această axă. Eu am crezut foarte tare într-o axă care nu știm dacă cumva nu s-a destrămat între timp. Axa Viena, Budapesta, Timișoara. Și din cauza asta, această axă a creat sau această axă face parte dintr-o matrice culturală pe care eu o iubesc foarte tare, în care includ Clujul, Sibiu, către Brașov chiar, și tot ce înseamnă partea asta de România. Nu am nimic cu partea de București, dar
am impresia că oamenii de acolo sunt făcuți dintr-un alt aluat decât suntem noi făcuți. Și nu am putut să mă duc în București pentru că eu am fost mai chill, am fost biciclist și sunt biciclist în continuare. Am încercat să mă duc, am stat un an în București și vreau să spun că am lăsat bicicleta acolo, că nu avea rost, adică după 3 zile am renunțat. Par lucruri mici, dar sunt legate de suflet și de ceea ce am simțit pentru partea asta de țară și încă simt. Sper să nu se fi fost destrămată deja. Mai avem doar câteva secunde. Vreau neapărat să, să vorbim un pic de pe scurt. Ai spus într-un interviu, am fost punte între generații. Am ascultat asta și am zis că vreau să te întreb ce, cum vezi lucrul ăsta? Ce înseamnă asta pentru tine ca muzician? Toți urcăm același munte, dar pe cărări diferite. Și am considerat că, fără lipsă de modestie, vârfurile trebuie să se întâlnească. Vârfurile generațiilor trebuie să se întâlnească undeva în vârful muntelui. Și este obligatoriu să se întâlnească. Și am simțit că pot să fac asta cu toate vârfurile generațiilor și să le adun în jurul meu sau să fiu acceptat între ele. Așa am fost punte între generații. Mulțumesc. Le-am invitat să urcăm același munte. Horia, mulțumesc mult, mai am fi avut multe de discutat. Mersi și eu, Raul. Să fie bine. Vreau să zic doar de cele 70 de discuri și peste 960 de producții muzicale ca și chitariști, probabil că sunt mult mai multe de atât, probabil. Dar le lăsăm pentru o ediție viitoare. Hai să fie. Mulțumesc tare mult că ai fost aici. Sănătate. Și vouă vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine. Donează 2 euro lunar prin SMS la 8845 cu textul familie pentru ca părinții să poată rămâne aproape de copiilor bolnavi. Ținem familiile împreună în casele Ronald McDonald. Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău. În fapt, viața ta. Specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes.
bună emisiunea, de-abia m-am așteptat să înceapă, am numărat și în gând, nu numai că m-am uitat pe ceasul din studio. Bine ai venit, Florin Iau, la TLU, la Timișoara Cultural. Ești la Timișoara, se știe, cu o bursă, rezidență literară de o lună jumătate în care chiar lucrezi, chiar scrii. Pornim dezbaterea de azi despre corectitudinea politică, de la, cum să zicem, scandal, ce a fost pe Facebook, o discuție aprinsă, o dezbatere, o polemică, o completați cei care știți. Dacă ar fi fost o polemică, ar fi fost bine. Dar? Dacă ar fi fost o dezbatere, ar fi fost bine. Dar a început cu o execuție. Iscată de pe urma unui eveniment din cadrul Festivalului Internațional de Literatură de la Iași, pe care eu să te rog să-l sintetizez ca să avem minima înrămare a evenimentului. Deci am fost invitați la un club de lectură pe care îl ține o profesoară din Iași. Și, în general, publicul e făcut din elevi, au venit cei cu certificat verde, alții s-au uitat pe net. Și eu cu Marius Schiviu și împreună cu Alex Tocilescu, Alex probabil fiind cel mai prizat dintre, dintre autori de tinere, pentru că scrie o literatură fără perdea, așa, ironică, plină de veselie. Nici eu nu sunt ușă de biserică. Vorbi ba de una, de alta. În general, ne-am adaptat discursul celor de acolo din sală. Și au fost două întrebări din sală. Una dintre ele se referea la faptul că o fată de acolo se plângea că este într-un fel îngrădită în dorința ei de a-și construi viața viitoare, cariera, într-un fel, iar părinții ei obligă la o meserie pe care ea nu o iubește și nici nu o va urma vreodată. Și voia să știe cum poate scăpa din... Din menghina asta. Și Marius Schiva a spus, măi, toți am fost într-o astfel de menghină. Băieți și fete, da? Sigur că, dar nu, nici nu încape discuție. Dar oamenii, tocmai pentru că sunt oameni și gândesc și își pun probleme, găsesc rezolvări la cele mai multe dintre probleme, nu la toate. În cazurile tragice nu există rezolvare. Acolo se lasă cu crimă, cu mutilare, cu mutilare sufletească. Dar cei mai mulți dintre oameni ies de acolo și poate cu niște învățăminte. Am avut un coleg, de exemplu, care era bătut zilnic de taicăsul și când a ajuns la maturitate și a jurat că nu-și va bate copiii, și copiii lui au crescut extraordinar. Băiatul este poloist aici în Serbia, unul din cei mai apreciați, fata este jucătoare de handbal. N-au nicio problemă, vin întotdeauna cu plăcere. Uite cum răul, cum să spun, a dat bine. Dar eu l-am plâns, el mi-a spus, n-ați știut niciodată că când veneam vânăt, de ce eram vânăt, încercam să ascund. Astea sunt cazuri grele. Eu care am primit o palmă, am făcut o palmă, că m-am mincinoasă, mi-a tras o palmă, de mi-am mutat căpriori. N-am găsit altceva, că nu am fost un copil bătut. De-aia sunt împotriva violenței, sunt împotriva... Și de aici? Da. Și de aici? Și de aici. Bun. Numai că s-a reținut din discuția asta că Marius Schivu apără bullying-ul sau violența în familie. Cum? Nimeni nu s-a... Dacă îi tai în secvențe și în lături discursului, da, poți. Iar eu am făcut altceva, povesteam cum răul, diavolul, dacă vrei, sau În alți termeni, poate avea un discurs și o înfățișare extraordinar de atractivă. Cum te poate face din vorbe, astfel încât să fii de partea lui, fără să-ți dai seama că, de fapt, el te manipulează. Și asta este ține de mare tehnică literară, să nu-ți dai seama că cineva este într-un fel. Vorbește atât de bine, găsește cuvintele atât de bine. Nu e prost de avut, să zic așa. Nu e. Și din chestia asta încercam să explic că un personaj, Humbert, se îndrăgostește de o fată de 12 ani și care nu intră în categoria de pedofilie pe care o cunoaștem noi. Relație care la rândul ei este în cadrul pedofiliei. Da, e o moarte la Veneția lui Thomas Mann. O capodoperă e tot cu un băiat de 14 ani. Și de aici am încercat să explic că pedofilia clasică, așa cum era cunoscută, era pentru copii mici până în 5-6 ani și de acolo intervin alte categorii. Noi fi explicat bine, noi fi sărit peste, nu cred. Dar am spus de la până am spus că ceea ce se întâmplă e o ticoloșie, este
Este un act criminal, care de altfel și se rezolvă prin crimă. Nu, n-a contat. Mi-a fost luată numai chestia aia că pedofilia e numai cu copiii până la 5 ani. Esența mesajului tău real, înfiind într-o frază, ca la formulele chimice, în câteva litere și cifre, că? Că orice formă de pedofilie este o crimă. Orice formă de pedofilie. Oricum am numit eu, este o crimă. Ce să fac? Asta e. Ideea... Și am fost acuzat că sunt un susținător al pedofiliei. Pornind de la acest caz, pentru că cei care te-au acuzat nu sunt de față și nu e o dezbatere, discutăm fenomenul, nu situația, nu replicile concrete. Da? Și atunci, problema se pune așa. Odată, să luăm, hai să o formulăm filozofic, problema răului în literatură. Știi, de pildă, cităm acum un autor blamat profund de amatorii de corectne politică, Cioran, și anume că sadismul e o chestiune de lecțiune. Cu cât e mai sadic autorul, cu atât e mai fără ieșire situația în care își pune personajul. Se referea la Ivan Ilici când spune asta. Și așa pe mai care departe. Îl predau și eu la cursurile de scriere creative. Poate și le explic. Care ar fi soluția? De exemplu, într-un roman, un personaj e criminal în serie. Dacă ăla e personaj bine conturat, el exercită o anumită atracție. Atracție, sigur că da. Bun. Un stai, nu mă opri pe... Care mi-ai soluția dat una din cele, în literatură? Una din cele mai frumoase exemple. Acum se făcea o statistică a marilor cărți de succes din America și cărților blamate. Toate sunt blamate. Nu. Ale condamnaților pentru crimă și care scriu memoriile au un succes nebun și nu le atacă nimeni, iar cărți care pun probleme grele sau probleme discutabile sunt puse imediat la stâlpul infamiei. Cineva spunea cam cum sună asta. Sună ca dracu, nu? Bun, dar cum sună literatura, frate? Care ar fi, de fapt, soluția? Te poți nu întreba. Există. Nu. Soluția e să scrii în continuare ca și cum n-ar exista propaganda. Pentru că rău în sine, cărțile mari sunt de neconceput fără rău. Cărțile sunt ficțiuni, măi, sunt ficțiuni cu imaginarul nostru. De aia le și putem înțelege și de aia și participăm afectiv la ele. Pentru că intrăm într-o dispută, într-o dramă, intrăm cu toată ființa noastră și suntem acolo. Bun, că sunt mai multe chestii. Sunt, cum să faci, de exemplu, cu un personaj care chiar e, da? Da. Ilustrează rău, nu mai discutăm orice fațete, da? Presupunem că ilustrează cu adevărat. Da. Criminal. Svidrigailu. Hoț, mai știu eu ce. Da. Antisemit, etc. Exact. Cum faci cu el? Cum îl gestionezi dintr-o manieră, să zicem așa, inacuzabilă? Inacuzabilă, el nu mai devine personaj, devine un slogan. Deci ca să nu mai fie îndoieli, să nu aibă, să știm de la început cine este, ce este și să nu ne mai intereseze povestea, el trebuie să fie un slogan, trebuie să fie rezumat, să fie foarte ușor de înțeles și să nu aibă nicio ezitare în... Dar n-ai văzut în filmele... Asta înseamnă să nu aibă substanță literară. Exact, nu are substanță literară, dar asta e definiția literaturii proletcultiste. În anii 50, exact aceleași norme, dar cu termenii schimbați, se aplicau în literatură. Personajul avea linie, direcție... Da, știa, era muncitor, era bun, era burghez, era rău. Era țăran, era, cum se zice, mijlocaș, era împotriva regimului, era țăran sărac, era bun. Era un inginer... Astea sunt cu originile sănătoase. Originile sănătoase. Și într-un fel, ce deosebește atacul din momentul de față este lipsa puterii de decizie. Deci nimeni nu mai poate interzice, dar poate face un lucru la fel de rău, într-un anumit sens, adică poate umple de, cum să spun, de mizerie pe cineva, astfel încât să eziți să-l citești, ca nu cumva... Sau să-l publici, sau, sau, mai, știu publici, sau mai știu eu ce. Și a fost, mă rog... Tu ești prea consacrat ca să se mai pună problema nepublicării, să zic așa, deși nu știi nici aici. Da, dragul meu, dar în momentul de față cel puțin 10-20 de mii de oameni știu ce hahaleră sunt. Și într-un fel e nemeritat, adică toată viața mea și tot ce am făcut... Discuții de genul ăsta au mai existat și în legătură cu o carte de-a ta de poezie, criticul respectiv recunoscându-ți de altfel ca poet, dar având rezerve de genul ăsta. Acum, repet, tu ai fi putut fi poetul care ești fără chestiile astea, fără, de exemplu, poezia de tipul ăsta, fără limbajul de tipul ăsta. Mă rog, eu așa scriu.
problema e următoarea. Dacă pui înaintea judecății critice, pui... Adică estetice, hai ca să o zicem. Că... Să-i spunem estetice. În fața judecății estetice, niște comandamente de tip social, poți să faci orice. Deci, dar nu literatură. Sau... Nu, mă rog, în critică, ceea ce mi s-a reproșat e că sunt misogin. Pentru că din poeziile sau prozele mele nu ești nicio femeie bine. Sau aproape nicio femeie bine. Și am întrebat cu naivitate, dar e vreun bărbat care este bine de acolo? Pentru că eu scriu în general despre singurătate, despre oameni singuratici, oameni care și-au ratat viața, care nu au reușit să ajungă la capăt, sau oameni ciudați. Toți au o dramă pe care încearcă să o rezolve. Iar în poezie, eu vorbesc despre singurătatea mea și singurătatea oamenilor ca mine. Cam asta tot. Deci, dar dacă dai deoparte o anumită categorie, cealaltă categorie va părea foarte negativă. Și în felul ăsta poți demonstra că autorul este împotriva lor. E foarte simplu. Sunt jocuri de putere. Dacă știi cum să alegi, încă o dată, cuvintele sunt egale între ele. Dar dacă poți să le separi și să combini numai unele cuvinte, poți să scoți orice fel de adevăr. Ce ar însemna o literatură corectă politic? O plictiseală, o plicticoșenie. Eu n-aș putea citi niciodată, de altfel să știi. Cu condiția să și fie literatură, atenție. Nu poate fi literatură. Nu poate. Deci de fiecare dată când ideologicul își bagă coada în literatură, autorul este obligat să facă rabat de la ce a gândit și să facă rabat de la arta lui literară. Trebuie să introducă sloganuri, să introducă idei preconcepute, să introducă idei de gata. Și cu asta... Uite-ți un exemplu, toată lumea știe, că toată lumea a citit Moromeții la școală. Da. Acolo e un personaj, Țugurlan, care e comunist. N-are ce căuta în carte. L-a băgat, pentru că altfel nu se putea publica fără comunistul din... L-a băgat. Aia fiind o capodop. Aia fiind o... Dar dacă îl scoatem pe Țugurlan din Moromeții, este o carte de două ori mai bună. Pentru că, te asigur, e un personaj făcut după rețetă. Moromeții II plătind un tribut și mai... Iar Moromeții II ajungând în socialism, adică în Republica Populară, nici nu se mai poate pune probleme. Nu mai avea cum să o întoarcă, să o dea la întors. Dar... Bun, dar nu-i numai asta. Pentru că așa se poate pune problema la orice, pe criminali. Atenție, e o șmecherie. Noi toți, și eu și tu și cei de aici, avem dușmăniile noastre și antipatiile noastre. Și atunci asta cu corecția politică e folosită? E sau? O chestie de antipatie față de cineva și atunci îi dai în cap cu niște principii care nu sunt ale lui. Există un eseu foarte scurt al lui Karel Čapek în volumul în captivitatea Vindirea cuvintelor și se cheamă cele 12 aspecte ale luptei literare. Și arată cum să nenorocești un om într-o polemică atacându-l de lucruri pe care nu le-a spus niciodată. E una din metode. E o idee greșită, spune Čapek, dar omul respectiv n-a zis-o niciodată. Și atunci, e normal că ești ridicol sau periculos, dar tu n-ai spus asta niciodată. Foarte interesantă. Eu întotdeauna când aud astfel de discursuri, încerc să mă gândesc, ia să văd, care dintre ele e aplicat aici? Bun, din ce ai observat până acum și nu doar pe propria-ți piele, statutul de incorrect politic în România, ca să zic așa, compromite, incriminează? Încă nu. Deocamdată nu. Deocamdată nu, din fericire, pentru că eu nu știu ce este incorectitudinea politică. Îți jur și că nici corectitudinea. Rezultă nici clar. Corectitudinea nu știu ce este, pentru că nu știu ce este corect și ce este incorect din punct de vedere literar. Pentru mine incorect. Bun, literar dacă... este o carte proastă. Deci, cu alte cuvinte, valoarea e criteriul de existență. Da, teza ar fi cunoscută. Sigur, și ea se poate realiza pe diverse căi. Deci poți să scrii un roman politic foarte bun. Există un film al lui Haneke, se cheamă Benny's Video, care este îngrozitor, este despre drama unei familii burgheze. Copilul face o crimă în absența părinților și părinții îl ascund. Și copilul este nemulțumit și încetul cu încetul începe să toarne. Și până la sfârșit mărturisește și părinții sunt luați și ei pentru o complicitate la care nu... E foarte dur. În artă spuneai, de exemplu, că după părerea ta... Eliminarea, să zicem așa, elementelor incorecte politic, chiar dacă n-ar exista sau nu poate exista o listă în sensul ăsta, că asta ar mai lipsi, da? Un inventar de teme, eliminarea asta ar face ca, de exemplu, literatura să nu mai fie literatură. Păi, evident, pentru că, de fapt, ce iubim noi în literatura? Aparența unei vieți cu un scop. Orice roman, orice proză scurtă, dar și orice poezie,
au între început și sfârșit o idee, cel puțin o idee, care duce lucrurile înainte. Și ideea asta trebuie să fie, în primul rând, subtilă, umană, corectă, adică curată, adecvată, adevărat, pentru că eu ca om, doar în fața ideilor reale și ilustrată de o manieră care să nu dea senzația de tezism, exact. Că da, nu-i propagandă. Bineînțeles, eu urăsc propaganda. Și mai urăsc ceva, urăsc și ipocrizia. Oricând văd oameni care luptă pentru libertate și drepturi și sunt gata să îngrădească libertate și drepturi, mă dau seama că este dilema, ipocrizie. Cum să zic, fără ieșire, de pildă au fost afară, da. Nu mai rețin autoarea, nu-i foarte cunoscută, nu-i, ca să nu greșesc, nu-i spun numele, care avea un personaj transexual negativ. Da. Repet, personaj, nu... Personaj, da, un personaj așa, invenție. Au fost proteste cum că asta este o formă de discriminare, dat fiind faptul că acel persoan... Mm-hmm. Personaj aparține da. Acelei categorii, este dacă negativ. Pe atunci și... nu putem face niciun personaj negativ, pentru că întotdeauna va fi de undeva. De exemplu, să zicem, transgender, femeie, da. Bărbat, da. Dacă e negativ, rezultă că... Toți sunt. Nu rezultă. Așa cum în România sunt vreo 30 de cazuri, de, da. Sunt două închisori pentru criminali, și ar rezulta că toți bărbații sau femeile sunt și la Târgșor unde sunt femei. Dar nu poți să spui că există, să zicem, că între bărbați nu există scroți sau între femei scroace. Există. Adică... Asta înseamnă judecarea la grămadă. Și eu spun întotdeauna că în spatele unei așa zise corectitudini, sau eu sunt foarte atent la cuvinte da. Și la ce... De fiecare dată când observ un astfel de fenomen, mi-aduc aminte de perioada anilor 70-80 când ne-am format ca poeți, în care la modă și oficială era o artă ineptă. O artă care promova protocronismul și valorile românești cu ușoare influențe din Ceaușescu. Nu se mai poate citi nimic de acolo. Dar asta era arta oficială. Și atunci încercau să împingă pe tinerii poeți și tinerii scriitori cât mai la margine să ocupe scena. La fel și acum sunt autori lipsiți de talent care încearcă să ocupe scena. Prin asta? Da, prin asta. Da. Mi-ar veni să râd, dacă nu mi-ar veni să plâng. De fapt, nu plâng. La început m-am simțit foarte atins pentru că de când mă știu am încercat să nu fac rău și să nu... Am trăit în toate mediile. În toate mediile am trăit. Nu m-am schimbat în niciun fel. Dar asta e, cum să spun, de multe ori îmi pun problema când... A fost o problemă foarte interesantă. O actriță romă sau țigancă a pierdut un contract la televiziune sau s-a revoltat împotriva unui contract de la televiziune română. Da. A scris ceva și toată lumea i-a dat dreptate. Dar nimeni nu l-a întrebat și pe producător. Dar tu ce părere ai? Și producătorul cu mult bun simț a zis, nu te supăra. În contract scria așa, așa. N-ai vrut nici aia, nici aia, nici aia. A trebuit să desfacem contractul pentru că una scria în contract și alta pretindeai să faci pe în studio. E discriminare. Și lumea a reacționat rău. Adică producătorul era vinovat. La acuza de discriminare. La acuza de discriminare și omul a rămas cu pata. De exemplu, am Marius Chivu. Publică sau scrie ceva despre diverse persoane, nu știu, vacciniști, tranș, cu tare. Mamă, din cauza faptului că a scris tranș, a devenit transfob. A fost o enumerare. Cuvintele nu-s vinovate. Și, da, mamă, i s-a făcut atâta. Așa rezultă clar că, dincolo de această... problemă, se pune una și mai mare, și anume faptul că nu mai pot exista categorii. Da. Pentru că orice. Încadrare poate fi susceptibilă de a fi o discriminare. Da. Formă de discernământ, dacă vrei, ca o formă dacă de... Dacă vrei, poți face discriminare din orice. Din orice. Asta adică, bun, X n-a intrat în nu știu ce selecție din cauza că... Din cauza că... Așa imediat, cum se spune și din cauza că e bărbat. Da, sigur că da. Păi,
Sau ca uite, să fie numai îți dau femeie. Un exemplu care e total contradictoriu de la același personaj, e Andrei Șerban, da, care vorbește... Exemplu celebru de la... Sunt două exemple acolo pe care le dă. Una cu angajarea unui nou tip pe post, da. Și Andrei Șerban era pentru concurs, da. Iar cei din ea spuneau că erau pentru etnie sau pentru rasă. Deci pentru rezultat, cum ar fi. Da, adică ca să dea bine. După care Andrei Șerban organizează o audiere, o audiție pentru angajarea de actor. Și vine un actor care era trans și care voia să joace pe Ofelia. Și Andrei Șerban n-a acceptat. Și acum pun următoarea întrebare. Oare nu un actor trebuie să arate ce poate, nu ce cred eu că nu poate? Dacă era un actor bun, nu jucau în vremea lui Shakespeare tineri băieți în locul fetelor, rași, frumoși, pudrați, nu jucau fete și erau actori foarte buni. Noi discutăm acum calitatea actorii actoricesc, nu exact. Apartenența persoanei. Exact. Da? Și, deci azi e foarte ciudat că deci nu a spus nicio clipă că era un actor prost. A zis, eu nu-l văd în rolul ăsta și nu accept. Și asta ar fi o limitare a lui. Aia e limitarea lui. Iată cum același principiu funcționează diferit, cu greutăți bun, diferite. Este unul dintre cele mai cunoscute exemple și interpretarea ta pe acest al doilea punct al cazului e într-adevăr interesant. Pentru că vreau să văd dacă poate, dacă poate să joace pe Julieta, domnule, înseamnă dar, că e un actor de geniu. Corect. Primul punct ar pune și problema asta, după părerea mea, raportului dintre egalitate și egalitarism. Da. Înțelegând prin egalitate ce? În drepturi. Egalitatea de șanse. Depinde datoria ta ca instituție să te asiguri că la concursul X, toți, indiferent de orice, pe condiții legale, nu vigoare, că altfel poți discuta, au aceleași șanse. Asta ar fi egalitate. Păi asta se cheamă liberalism. Cum să zic, indian, siux, budist, orice din... poate fi de oriunde. Asta nu are nimic, nu are nicio importanță decât valoarea. Da. Bun, asta ar fi, să zicem, egalitatea. Egalitarismul este, se raportează la numere. Nu, da, cantitativ, un criteriu cantitativ. Deci e un criteriu și vizează rezultatul. Da. Câștigă în funcție de categorie, grup de apartenență, etc. Da. Ori, iartă-mă, eu nu mă duc la vreun concurs cu o bendiță pe frunte să spun sunt homosexual, sunt heterosexual, sunt transexual, sunt fluid. Român, nu contează, islandez nu, sau dar orice. Nu contează. Deci, de ce ar trebui să știu care e sexualitatea unuia care dă examen la post de contabil? Sau post de manager cultural? Sau post de fizician? De ce m-ar interesa asta? Nu e vorba de fizică. Fizic, cum spunea cineva, există cumva adevărul feminine și adevărul masculin nu este un mare adevăr în care ne găsim toți adevărurile. Acum întrebarea s-ar putea pune și altfel, dacă feminitatea, respectiv masculinitatea, sunt adevăruri? Adică dacă sunt altceva decât niște concepte condiționate cultural? Nu știu să spun, dar un psiholog foarte simpatic spune că sunt totuși niște identități și nu știu dacă o știi. Când a făcut demonstrația, mi-a cam căzut falca. Zice, noi bărbații suntem obișnuiți de mii și mii de ani să urmărim vânatul, să calculăm distanța până acolo, să aruncăm cu piatra sau cu solița și după aceea să ne orientăm după stele și după polul nostru, să ne întoarcem cu mâncarea acasă cât mai repede. Asta e, deci scopul optica nostru standard, e, cumva, da, să așa, zicem. Așa era în vechime. Dar asta s-a întâmplat pe decursul multor mii de ani. În timpul ăsta, și de-aia vederea bărbatului e îngustă, noi nu vedem în la da, asta arată, e extraordinar. Da. În schimb, femeile văd puțin mai mult de 180 de grade, pentru că ele trebuia să supravegheze, în primul rând, copiii, pericolele din jur și mai aveau ceva, sunt multitasking. Femeile pot lucra concomitent două sau trei sau patru operații. Asta și net superioare din punctul ăsta de vedere și, al capacităților. Ca să vezi. Și din cauza asta, zice, bărbații sunt mai puțin vorbăreți, au cantitate mică de cuvinte, ceea ce nu e cazul. Bun, asta este o teorie care încearcă să explice niște capacități și niște limitări. Suntem diferiți și ce bine că suntem diferiți. Închem aici prima parte. Săptămâna viitoare ne cablăm, să zic așa, intrăm pe cablu cu partea a doua și concluzii și argumente și contraargumente și corecte și incorecte politic, dar ambele sperăm la fel de necesare.